Mitropolia Ardealului aduce luna aceasta la Sibiu, de la mănăstirea Catoxenia din Grecia, brâul Maicii Domnului, despre care se spune că este ultima urmă pământească a Fecioarei Maria. Credincioșii cred că ajută bolnavii de cancer și femeile care nu pot avea copii. O delegație din Grecia va duce brâul Maicii Domnului la Sibiu, la Catedrala Mitropolitană, în data de 24 martie, unde va rămâne spre închinare până sâmbătă la ora 9, scrie turnulsfatului.ro. O parte din brâul Maicii Domnului se păstrează în mănăstirea Catoxenia din Grecia, iar cealaltă parte din brâul Maicii Domnului se păstrează în mănăstirea Vatopedu din muntele Athos. Brâul este țesut din păr de cămilă și, alături de cinstitul ei acoperământ, constituie o amintire prețioasă ce se păstrează din viața pământească și smerită a Maicii Domnului, fiind cinstit cu multă evlavie de credincioși ortodoxi din întreaga lume, au transmis reprezentanții Arhiepiscopiei Sibiului. Potrivit tradiției, apostolul Toma, întristat că nu a fost prezent la înmormântarea Maicii Domnului, a primit sfântul ei brâu. Acesta a fost țesut de însăși Maica Domnului din păr de cămilă. De-a lungul vremii, brâul Maicii Domnului a vindecat nenumărați bolnavi, în special pe cei de cancer, și a ajutat să nască o mulțime de femei care nu puteau avea copii.